Dima a fost descalificat și a părăsit competiția pe ușa din dos, pe ușa din spate. Nu știu dacă se vor aplica cele clauze contractuale. Foarte ciudat. Ar fi corect să nu. Pentru că până la urmă sunt niște stări pe care le trăim, niște sentimente. Să fim serioși, nu toată lumea cred că poate rezista în asemenea condiții. Ar fi corect să măcar clauzele contractuale să nu le suporte. Oricum, trist, foarte trist. Să pleci pe ușa din dos, cumva, este extrem de trist. Nu știu dacă această activitate va mai rămâne în picioare, pentru că văd că sunt ușile deschise și ar fi trebuit ca ușile să fie închise până vineri la ora 00.